Tandemul Marius Creciu-Aladin Georgescu arată faptul că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Este vorba despre reabilitarea străzii Cede Ionescu în lungime de 2,5 km, strada care face legătura între cartierul Grihala și cartierul Schela Cladovei. Obiectivul deservește cel mai nou cartier al municipiului aflat în imediata vecinătate a centurii ocolitoare a orașului, care se află în continuă dezvoltare. O parte din fondurile pentru execuția acestui proiect provin de la bugetul județului. Avem un întreg dosar, după cum vedeți aici. Una dintre cele mai frumoase lucrări. Și, da, și una dintre cele mai frumoase lucrări. În momentul în care plecăm de aici, pe această stradă, va fi tot ce trebuie. Gazele deja există, rețelele de canalizare se fac, apa există și va fi complet, o zonă complet utilată. Și mai ales că am terminat în această toamnă, am terminat și bulevardul Vârciorova, deci cel care, în capătul căruia se oprește această stradă, stau... Putem spune că această stradă vine în continuarea bulevardului Vârciorova, Cede Ionescu. Face legătura între bulevardul Vârciorova și strada Cede Ionescu. Lucrarea este complexă. Pe lângă covorul asfaltic nou, realizându-se piste de biciclete, trotuare, rețea de preluare a apelor pluviale și spații verzi. Așteptările proprietarilor din această zonă sunt mari, fie că și-au construit case și deja locuiesc aici, fie că se pregătesc să-și construiască locuințe. Zona este racordată la rețeaua de gaze și cea de apă, urmând să se realizeze și canalizarea. Sunt așteptări ale oamenilor, dar vom continua să asfaltăm și în interiorul acestui cartier nou format. În momentul în care o să avem toate străzile sau o parte din străzi o să le avem schițate, începem pe Angel Salini, pe proiectul Angel Salini, cel de primăriei municipiului de Tatun Severin, au revenit 10 milioane de euro, bani pe care i-am prins doar pentru asfaltare străzi și o mare parte din străzile de pe Angel Salin sunt situate aici, în cartierul aici. Veteranii de război, cartierul tinerilor, îl știm noi în acest moment. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost astăzi prezent pe șantier alături de primarul Marius Creciu, fiind un proiect foarte important atât pentru cetățenii care locuiesc aici, cât și pentru dezvoltarea municipiului Drobeta-Turnu-Severin. O mare parte din fonduri au fost acordate de la bugetul județean. În primul rând, felicitări. Pe de altă parte, așteptările proprietarilor din această zonă, fie că deja și-au construit case și locuiesc efectiv, fie că unii de-abia așteaptă să înceapă construcția caselor, așteptările astea erau foarte mari, mai ales că în anii trecuți ai reabilitat, ai asfaltat cartiere întregi acolo unde n-ajunsese asfaltul niciodată și nu erau nici utilități. Și oamenii de aici considerau că vine momentul să înceapă și această lucrare. Iată că a venit, te felicit încă o dată, Marius. Mulțumesc. Și eu am convingerea că și constructorul, sub directa supravegherea domnului administrator public, va executa lucrarea asta mai repede decât termenul asumat prin contract. Zona care face legătura între cartierele Schela și Grihala este într-o continuă dezvoltare. În ultimii ani au fost construite zeci de locuințe și astfel primarul Marius Creciu își dorește să le ofere acestor oameni cele mai bune condiții de trai. În municipiul nostru, datorită bunei administrări, au fost modernizate cartiere care nu aveau nici măcar utilități. Este una dintre cele mai laborioase, importante și interesante lucrări pe care le are municipalitatea. Vorbim de strada ce face legătura între Schela, Dudașul Schelei și cartierul Grihala, o stradă care se întinde pe aproximativ 2 km și jumătate, dar în același timp deservește un cartier nou format, un cartier în plină expansiune, cartierul format între Schela, cartierul Grihala din Turnul Severin. De fapt, va fi un nou cartier al municipiului Drobeta-Turnul Severin. Cred că trebuie să-i și găsim o denumire, să știm la ce ne referim. O lucrare peste 9 milioane de lei, extrem de laborioasă, cu piste de biciclete, cu trotuare, cu extinderea rețelei de canalizare, cu rețea de preluare a apelor pluviale. Era singura arteră principală importantă care rămăsese nereabilitată
în această zonă. Una din prioritățile primarului Marius Creciu a fost reabilitarea cartierelor mărginașe ale municipiului, întrucât cetățenii care locuiesc acolo să beneficieze de aceleași condiții ca cei care trăiesc într-o zonă centrală. Vom continua în cartierul nou format, pe programul guvernamental Angel Saligny, cu asfaltarea ale străzilor pe care primăria le are deja în proprietate. Continuăm să-i sprijinim pe oameni să doneze, să cedeze teren către primărie și pentru alte străzi. Reamintesc celor care trăiesc în această zonă și care n-au cedat teren la primărie, ca să putem să asfaltăm, să venim cu utilitățile, primăria trebuie să fie proprietară. Îl avem lângă noi și pe președintele Consiliului Județean, ne-a ajutat în această perioadă cu bani, o parte din banii pe care i-am primit la Consiliul Județean i-am investit în această lucrare. Este un lucru important să avem și Consiliul Județean și vreau să spun că a fost consens la nivel politic, toată lumea sprijină, toată lumea se implică. Important este să facem ceva pentru oraș. În baza unui contract de asociere încheiat între Consiliul Județean Mehedin și Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, cele două UAT-uri contribuie la realizarea mai multor investiții de infrastructură în municipiul reședință de județ. Președintele Aladin Georgescu a fost mereu alături de oameni și a depus toate eforturile pentru a îmbunătăți viața mehedințenilor din toate colțurile județului. Așa cum locuitorii municipiului Drobeta-Turnu-Severin au constatat în ultimii ani de zile, Consiliul Județean Mehedin a susținut consistent primăria municipiului prin alocări de fonduri. Suntem parteneri la multe proiecte, unele din ele finalizate, altele care se vor implementa în perioada următoare. Pe de altă parte, așteptările proprietarilor de locuințe au crescut pentru că au văzut că în multe cartiere din Drobeta-Turnu-Severin, primăria municipiului a asigurat toate utilitățile, a asfaltat toate străzile și acestea au devenit cartiere moderne. Erau așteptări mari să se înceapă să se lucreze și această stradă. Îl felicit pe Marius Creciu pentru inițiativa pe care a avut-o, pentru că este o stradă foarte importantă, este un cartier foarte mare, în plină dezvoltare și care chiar avea nevoie de toate utilitățile și avea nevoie de asfalt pe această stradă. Sunt convins, așa cum spuneam și mai devreme, că lucrările se vor executa de calitate și că vor fi terminate într-un termen mai scurt decât termenul asumat prin contractul de proiectare și execuție. Valoarea investiției este de 9,8 milioane de lei, iar termenul de execuție este de 12 luni.